În prima zi, platforma de recensământ online a funcționat cu intermitențe. Site-ul dedicat recensământului populației, www.recensamantromania.ro, s-a blocat luni dimineață, după primele ore de la debutul autorecenzării, însă formularul putea fi completat pe portalul Institutului Național de Statistică. Autorecenzare, INSSE.ro. Reamintim că începând din 15 martie și până în 15 mai, populația poate completa online chestionarul de recensământ, accesând direct platforma de autorecenzare. Ca urmare a interesului foarte ridicat manifestat de populație pentru accesarea platformei de autorecenzare, în primele ore ale zilei de 14 martie, website-ul dedicat recensământului populației și locuințelor a fost supra-solicitat. Potrivit lui Tudorel Andrei, directorul Institutului Național de Statistică, sistemul face fața autorecenzării, dar interfața reprezentată de site-ul recensamantromania.ro a fost proiectată pentru mai puține accesări decât cele de la prima oră. El a menționat că nu este vorba despre o problemă bugetară, fiind alocate toate fondurile necesare, site-ul fiind un serviciu achiziționat conform uzanțelor, prin achiziție publică, de la firma care a oferit cel mai mic preț. Sistemul era proiectat la 1200 de intrări pe secundă, dar numărul intrărilor a fost mult peste această valoare și astfel s-a ajuns la această situație. Firma care a proiectat nu s-a gândit că poate fi un interes atât de mare în prima parte a recensământului, dar vă asigur că INSE-ul împreună cu STS-ul, cu care am lucrat impecabil și cu Banca Mondială, pentru că este un proiect derulat cel puțin în trei, vom asigura tot suportul încât va fi o acțiune de succes.